Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Kingdom în Imperiul Prințesei Irafael. Ce credeți voi că mai facem și astăzi? Bă! Bă! Bă, bă, bă! Bă! A venit cineva cu idee! Și oricum se face noapte, nu cred că mai pot să mă duc afară să... Oh my god! Am uitat că da, recută ne-am luat-o rău de tot pe coajă. Cred că o să murim curând dacă nu mă redresez, nu mai știu a câta noapte e. Holy shit. Ok. Bun. Deci. A venit cineva cu o idee genială. Nu știu însă dacă așa e. Dacă tipul are dreptate. Chiar nu m-am gândit la asta. Teoria era că. Vedeți voi. Noi aveam... Noi avem într-o parte mai mulți decât în cealaltă. Vechea problemă, da? Ba nu erau în dreapta destui, ba nu erau în stânga destui. Teoria cuiva în comentarii a fost că partea de pe care îi recrutezi e partea pe care se vor duce. Adică, dacă noi îi recrutăm din partea dreaptă, ei vor sta mereu pe partea dreaptă. Dacă îi recrutăm din partea stângă, vor sta mereu pe partea stângă. Asta era teoria mea. Mă rog, teoria mea, teoria cuiva din comentarii. Și sunt super curios dacă așa e. Oare avea dreptate? Adică, bine, acum nu mai sunt foarte mulți că n-au toți arcuri. Asta e, ce faci, boss? Mamă, câți n-au arme, ești nebun. Uite, hai că aici sunt câți... Sunt cam egali acum, cred. Dar e o idee bună. Deci ce ar trebui să fac acum încolo? Ar trebui să iau unul din stânga, unul din dreapta sau ceva de genul. Teoria asta nu se va aplica neapărat acum, pentru că nu mai ne interesează să recrutăm. Cine e băiat din dreapta sus? Nu prea... Ia, eu stea. Nu prea ne interesează să recrutăm la momentul de față, pentru că avem mulți oameni fără arme. Deci, noaptea 10 cu 10.22. Oh, God. Da. Fuck. Ne-a dezavantajat foarte tare, adică cred că o să pierdem curând, sincer să fiu. Oare asta e ultimul episod? Păi, nu ne-am refăcut armata complet, ăștia au nevoie să facă mai mulți bani. Habar n-am ce să mai zic, sincer să fiu. Trebuie să facem rost de mai mulți bani. Să-mi redresez armata. Ok, hai că ne-a dat ăsta. E bine. Am înțeles că dacă upgradez asta voi primi catapulte. Nu știu ce să zic. Are rost să mai recrutez, mai bine fac arc. Arce. Bun, tot n-au toți, dar n-am ce să le fac. Dacă vă place și seria, nu uitați să apăsați și butonul de like. Să văd și eu acolo susținerea voastră. Îmi place foarte tare jocul ăsta. Am văzut că nu e pe placul tuturor, dar mie îmi place jocul. Bă, ale naiba, cufere că niciodată nu le găsesc. Nu dau niciodată un cufăr. Și mai încolo e portalul, dacă nu mă înșel. Nu? Cred că da. M-a întrebat cineva de ce mi-e frică de portale, pentru că din... Na, nu e niciun cufăr. Din portale ies monștri ăia și ies și ziua dacă mă apropii eu de portal. Asta e nasol. Practic noi trebuie să distrugem portalul. Asta e țelul nostru. Să ne extindem cu baza cât mai mult ca să distrugem portalul. Acum, nici eu nu știu ce să mai zic. Ia uite, m-a obosit ăsta. Stai puțin. Aș vrea să tăiem copacul ăsta, să mă uit eu la ceva. Dar nu prea mai avem bani. Stăm foarte prost cu banii. Are cineva un bănuț pentru Irafael? Are nimeni. Asta arată ca un soldat, dar e fermier. Vine să strănut. Oh my god, mă scuzați. Ok, hai că au făcut băieții niște bani. Bun, cât de cât acolo ne mai redresăm și noi puțin. Și în momentul în care ne redresăm complet și facem toată armata la loc, ne atacă aia și moare toată lumea. Ok, că ne-a mai rămas un ban la fix. Vreau să tai copacul. Să apropie noaptea, nu cred că ar fi cea mai bună idee.
Și builderul ăla. Ideea e că data trecută când ne-au atacat monștrii ăia, ne-au furat ciocanele. Nu ne-au omorât oamenii care aveau ciocane sau ceva genul. Ai naiba, ne-au furat toate alea. Ok, e noapte și... Oh, la naiba, iar am făcut tâmpenia asta. Iar l-am pus pe ăsta să muncească noaptea când vin monștrii. Fuck! Hai, bă. Poate tai mai repede copacul și pleacă. Hai, mă, cât durează să tai un copac? Ești nebun? Îl tai cu ciocanul. Am și upgradat... Fugi! Fugi, bă! Oh, fucking hell! A, naiba! Mereu zic că nu-i mai pus să muncească noaptea și atunci mă trezesc. God damn it. Mi enervează. Știam, bă, trebuie să te miști mai repede. Nu poți să fugi, vezi că vine spre tine. Ia-o la fugă. Voiam să văd dacă... Nu, no, cred că trebuie să-mi upgradez aia din mijloc. Da, 13-a. Băga mea și piciorul ăla, doar mă naibă pe ăsta. Mai avem și alți oameni fără... Fără unelte. Să luăm niște bani încoace. Mă trebuie să plătesc chiar pentru asta și prăpădim banii aiurea. Oricum nici nu avem bani să ne upgradăm partea asta. A, mai sunt oameni fără... Da, mai sunt mulți. E greu. E grele. Am tăiat copacul pentru că aici îți poți face o fermă, vedeți? Dar nu știu dacă să investesc în ferma asta sau nu. Știu că va da mulți bani ferma, însă... Câți bani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Băi, cum să fac eu să le dau ăstora o căprioară sau ceva să o omoare? Ok, hai în partea stângă. Poate reușim să convingem o căprioară. God damn it. Poate convingem o căprioară să ne lase să o omorâm. Cineva bani pe aici? 3 bani. Ne mai trebuie încă 3. Ai, hai să facem ferma. Ce-o fi, o fi, băieți. Poate reușim să mai facem și noi ceva bănuți. Nu vin în seara asta monștrii aia mulți, deci poate va fi puțin profitabil. Naiba știe. Hai să vedem. Până vine builderul ăla și construiește el la... Măcar acum e zi. Ok, mai facem un arc. Perfect. E așa... e un joc așa enervant pentru că nu reușesc niciodată să am totul pregătit, știi? Aoleu. Bun, cred că mai avem. Mai era unul cu coasta pe aici. A, uite, ăsta e fermierul. Bun. Hai să vedem dacă reușesc să împing vreo căprioară, chiar dacă văd că se face deja noapte. Să mă și voi ceva? Tu ceva? Ok. Ia. Fuge că... A, uite-l pe ăsta, da. Ne trebuie patru bănuți. Avem patru bănuți? Avem trei! Ah, come on! Veneam asta în oraș și dacă ne lăsa și iar niște arce, dacă ne lăsa niște arcuri în sfârșit, dăm un ban repede, cineva! Zi-mi că a omorât cineva ceva. Uite acolo. Perfect. Hai să-i dăm lui banii. Poate nu ne mai aduce chestii inutile, cum ar fi... Ciocan. Bă, boss, nu fugi. Nu-mi zic că a dispărut. A, n-a dispărut. Stai aici. Hai că am niște bani pentru tine. Vino la noi în oraș. Să vedem ce naiba ne mai aduce. Oricum ieșim pe profit. Atunci când ne-a adus ciocanele, am ieșit cu mult pe profit, pentru că un ciocan e 3 bănuți și ne-am dat lui 4 și el ne-a adus 4 ciocane, deci. Eu zic că am ieșit destul de bine. Cred că vin în stânga ăștia. Hai să vedem și noi ferma. Oh, nu, a venit în dreapta. Naiba. A, mișcare. Mișcare, băieți. Oricum n-au cum să ne spargă zidurile. Sunt imbatabile. Uite, fe...
Asta e toată ferma. E doar un... What? E o fermă gigantică. Trebuie să upgradăm iar, dar nu vreau să upgradez iar. Poate ajunge atâta. N-ai ba știe. Nici eu nu mai știu ce să zic. Oricum, tot ce știu e că următoarea noapte suntem terminați. Chiar nu știu ce să fac, sincer să fiu. Ce ar trebui să mai... Hai să mergem puțin în pădure să vedem dacă putem upgrada ăla pentru... Ia mă tu banii. Să vedem dacă putem upgrada chestia aia din pădure pentru arcași, să fie mai puternici. Mă îndoiesc că va merge, dar... Na. Și nici... Bine, nu cred că trebuie să mă duc acum, pentru că nu o să mai văd ce ne aduce ăla. Mă rog. Mergem așa ușurel prin pădurice. Poate mai găsim niște bani, dar recuta am găsit niște bani la... Nu mai știu dacă la asta sau la cealaltă. La statuia aia din pădure. Noi mai recrutăm pe ăștia, nu mai avem nevoie. Zim că merge. God damn it, nu merge. Cred că trebuie să upgradez aia din mijloc. Mai mult ca sigur. Nasol. Nasol, nasol, nasol. Hai să vedem ce ne-a adus ăla. Dacă ne-a adus bunuri. Oh, iar obosește calul ăsta. Hai, mă. Vrei? Nu vrei. Ce ar trebui să upgradez eu acum? Bani careva? Nope. Oh my god, am prea mulți bani și de momentul prima dată. Prea mulți bani, ha? Ce ne-a adus, mă, ăsta? Iar coasă! Bă, sunteți nebuni la cap? Vai de mine. A, uite, a făcut ferma frumoasă. Ia mai să ne dai bani. What the fuck, avem prea mulți bani. Ok, ne mai facem ferme dacă e așa treaba. Sau nici nu știu dacă e din cauza astea. Habar n-am. Ce facem? Că vine noaptea, ești proști? Hai să ne upgradăm ăsta, ce ziceți? Facem un arc, dar mă îndoiesc că mai avem oameni liberi. Cred că acum avem armura, doamne, armata full. Nu cred că are timp constructorul ăla să facă tot. Dar e în interior, deci în regulă. Nu-l mai prinde pe afară vreun monstru. Nu știu dacă e noaptea asta sau în următoarea. Vom vedea dacă e lună roșie. Și nu cred că e. Ia să ne upgradăm și ăsta din mijloc. Cred că ar trebui să ne-l upgradăm. Mă rog, cred că trebuia să-l upgradăm după ce venea oaia, dar în fine. Măcar asta se construiește singur. A, mișto. Și acum putem să ne facem niște catapulte, cred. Da. Însă n-am destui bani pentru catapultă. Nu știu exact cum va funcționa catapulta. Ia să vedem, să ne mulțim stânga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plecați, vă. A, hai că nu e noaptea aia crâncenă. Ce mă mai uimă, oricum ăștia câștigai noștri. Sunt vreo 7-8 în stânga. Și câți în dreapta aia? Cred că sunt mai mulți în dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu-mi dau seama, cred că sunt cam egali. Ne-am upgradat pereții, zidurile. E bine. Acum beleaua e că dacă eu o să recrutez oamenii, să duc să ia coasa. Și e fucked up. Deci presupun că nu contează neapărat partea din care îi luăm, pentru că oricum vor fi cu coasă. Nu? Cred că da. Deci asta e noaptea crâncenă, nu? Posibil. Am făcut mulți bani pentru că au... s-au ocupat ăștia de fermă, știi? Dar... nu vom face mereu așa. Niște bănuți. Primim decent, nu vreau să mai upgradez, aș vrea să fac o catapultă însă.
Naiba știe cum e catapulta și nu știu dacă vom avea vreun om liber pentru catapulta, aia e întrebarea mea. Hai să mergem repede să recrutăm pe cineva din pădure, pentru că aia vin greu, din partea stângă. Ceva în ochi. Hai să vedem. Plouă și nu mi se stinge torța. Și noi intrăm în ochi. A, dar chiar acum ar trebui să putem să ne upgradăm ăla din stânga de tot, cred. Ia hai mă la noi. Cu banii? A, ok, n-am gândit-o pe asta prea bine. Ia să vedem dacă merge să upgradez. Nu, nu merge. What? Asta arată ca o față creepy partea de jos, vedeți? Ok. Ok, deci nu merge să upgradez, am înțeles. Îi luăm la noi. Pe băieți. Bun. Păi și catapultă în partea cealaltă, cum naiba fac? Peste geata din dreapta? Habar nu. Va trebui să aflăm. Plouă, nici nu mai vedem soarele. Oh. Ok. Băiatul cu catapulta, a? Păi și în partea cealaltă, cum naiba am fac catapultă? Oh my god. E clar că vine noaptea crâncenă. Zim că e cineva aici la foc să-l iau. Ok, hai că e cineva. Oh my god, ok. Asta nu e exact ceea ce... Fuck. Să le las un ban. Bă, n-aruncați banii. Ce naiba? Credeam că vin mai repede aia. Ciudat. Nu e ba da, e noaptea crâncene, e soarele roșu. Luați niște... Oh my god. Ok, băieți. Ce naiba facem, e întrebarea. Holy shit, ce e aici? Oh my god. Nu! Mi-au luat coroana, proștii! Bă, eu sunt regina! N-am fost atent. Trageți, bă, în ăștia. Vai de capul meu ce e aici. Mi-au luat și banii. Mi-au luat toți banii! Oh! Mi-au luat toți banii! Oh! I got fucked. Aoleo, ăștia ne omoară pe toți. E glumă, nu? Bă, plecați, vă rog eu frumos. Cred că asta e glumă. Ne-au distrus efectiv tot. Tot ne-au distrus. Tot, ești nebun. Oh my god. Și ăștia nu mai pleacă. Am pierdut tot. Efectiv. Cred că e glumă. Nu cred că ne mai redresăm din asta, sincer să fiu. Peretele nici nu poate fi reparat. Da. Cred că e rip.
my fucking god. Cred că am pierdut. Lasă-mă să văd dacă ne-au lăsat niște bani. Nope, nu e absolut nimic aici. Cred că am pierdut, da. Ideea era, acum dacă stau să mă gândesc, ideea jocului este să și reziști cât mai mult. Trebuia să-mi împing zidurile, să le fac mai îndepărtate de bază, să le ia lor mai mult să intre în bază, știți la ce mă refer? Pentru că s-ar fi dus noaptea până atunci, dar uite că nu m-am gândit la asta. Am pierdut efectiv, deci nu mai avem cu cine să jucăm. Nu mai avem niciun luptător. Oh my god. Ne-am luat distrugerea. Cred că nu trebuia să upgradez asta. Probabil de aia sau... S-au descurcat bine la început, dar după aia am pierdut. Deci nu avem niciun arcaș. Oh my god. L-avem doar pe ăsta. Vai. Bă! Nu știu ce să mai zic, e cam rip. Oare ăsta repară zidul? Cred că da. Ia să repară zidul? Nu știu ce să mai fac. Trebuie să-mi fac la loc arcașii. Vai de capul meu. Rip rău de tot. Ok, abia dacă mai primim și bani. Băi! Asta a urcat și în turn. Dar parcă aia aveam noi nevoie. Da. Cred că ăsta va fi penultimul episod și mâine ne vom lua distrugerea la următorul. Voi încheia aici episodul. Bă, a fost distractiv cât a fost, știi? Dar n-am reușit să rezist. Nu se știe dacă voi rezista și la următorul wave de la 20 la 30. Dar, ripping pepperonis. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!